Se împlinesc 4 ani de la liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. De 4 ani, cetățenii Republicii Moldova pot călători liber în statele comunității europene fără dreptul de a se angaja. Ce cred deputații din Parlamentul de la Chișinău despre acțiunea care a apropiat cel mai mult țara noastră de Uniunea Europeană? Aflați dintr-un nou reportaj al campaniei TVR Moldova, De 4 ani liber în UE. În aprilie 2014 a intrat în vigoare acordul privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Documentul prevede că deținătorii pașaportului biometric pot călători fără viză în statele Uniunii Europene pentru o perioadă de 90 de zile într-un termen de jumătate de an. Un mare succes pentru Republica Moldova. Astfel califică deputații de la Chișinău oportunitatea de a călători liber în Uniunea Europeană. Evident, înseamnă că Republica Moldova a trecut la o altă etapă a dezvoltării democrației, libertăților fundamentale, fapt apreciat de către partenerii noștri externi. Impactul mi se pare că a fost unul extraordinar, deoarece cetățenii Republicii Moldova deja pot face comparație în mod liber, care sunt standardele de viață din Uniunea Europeană, dar și din Est, pentru ca ulterior, în cunoștință de cauză, să facă o alegere. Grație acestei liberalizări regimului de viză, cetățenii Republicii Moldova pot astăzi să viziteze orice țară din Europa care permite ca să fie vizitată fără a perfecta o viză. Avem cetățeni care, chiar dacă acordul de liberalizare nu prevedea acest lucru, dar unii profită de el chiar și mai muncesc, timpul rezervat se întorc și iarăși. Asta a dus inclusiv și la o dezvoltare culturală mult mai mare pentru cetățenii care au avut posibilitatea să circule în spațiu liberalizat în Uniunea Europeană, în special, și s-au curmat toate practicile negative care erau legate de obținerea de vize, plecări, trafic de ființe umane. După ridicarea vizelor în aprilie 2014, aproape 1 milion de cetățeni moldoveni au avut peste 2.700.000 de călătorii în Uniunea Europeană.